în turcește ciubuc, în franceză pourboire, în germană șperț, în rusă davai minia, în limba elevată șpagă, popular simte-te cu ceva sau bagă mare. Locuitorii orașului Cernavodă sunt conștienți că o mică atenție poate deschide multe porți și chiar dacă nu sunt de acord cu aceste practici, oamenii recunosc că de multe ori sunt necesare. Dacă nu dai șpagă, nu te rezolvi, doamnă. Șpagă, dacă nu dai în ziua de astăzi, în România mori. Mor cu zile. Tot timpul să dă. Asta e regula numărul 1. Să ai bani, nu ai bani, degeaba faci. Nu să zic că vrei să faci ceva, dar nu se poate. Și la preot când te duci, ca să fie bine acolo, tot te duci și dai un prosop mai mare și mai deosebit decât ceilalți. Există și români care refuză să încurajeze acest fenomen. Ar trebui să oprim treburile astea în România. Corupția este foarte mare. Generații de-a rândul românilor li s-a implementat ideea că șpaga aduce cu sine un tratament preferențial. Astfel, în mijlocul unui sistem care te caută în buzunare, fenomenul corupției pare să fie în continuă creștere. Anua, ci se organizează un flagrant, te filmează, te dă pe micul ecran și nici măcar fotogenic nu ești. A nu lua, liniște, serviciul tău, munca ta, șpaga ta, na, că tot aici am ajuns.